Noul plus disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Victorie! S-a întâmplat în sfârșit! Bine, bă! Familia Kidnap a câștigat războiul. I-au bătut pe toți. Uite ce vorbesc aici. Da, mai vezi ce bucate a luat de la tribul inamic. Bam, bam, bam! Mi-am dat cu bucăți în cap. Ia uite ce bucuroși sunt. Toată planeta a fost cucerită în spor și toată planeta este a mea. Dar când câștigi înseamnă clar că urmează o evoluție și vom merge la o evoluție chiar tare cu mașini, cu blocuri și cu multe altele. N-am fost în viața mea Kidnap în mașină. O să fie super tare. Kidnapilor, sunt gata de evoluție, fraților! Nu plânge, bebe Kidnap, evoluăm! Înainte să evoluăm toată lumea la dansul de victorie, am câștigat războiul. Kidnap este cea mai tare rasă să înceapă. Hai, 3, 2, 1, și... Hai, familie, vă iubesc! Am văzut și voi pe butonul de like să evoluăm. Hai, vedem la 7, și evoluăm! 3, 2, 1, și... Mulțumesc tuturor! Fraților, hai să evoluăm! Bunga, bunga, let's go! Evoluăm! Da, evoluție, au zis toți, au devenit prea deștepți și trebuie să evoluezi de la următorul stagiu. Oh, mai avea cât de tare o să fie. Evoluați, frații mei! Construim un bloc! Nu cred așa ceva, du-te, mă! Domnilor, să facem prima clădire din spor. Nu mai aș fi gândit vreodată ca să zic așa ceva, dar chiar construim o clădire în spor. What, sunt șocat complet. Cine m-a lăsat să gătesc? Uitați ce s-a întâmplat aici. Doamne, asta este casa lui Kidnap. Aici o să stea familia. Aici este ușa. Aici jos avem niște stâlpi. Avem niște geamuri, un balcon. Cam asta este casa. Deci care un as. Boink! Și se va numi Kidnapia. Doamne, ăla da nume de oraș. Ia să vedem. Sunt bucuroși cu noua construcție. Am lucrat din greu la ea. Bucă, bucă, da, banaba. Habi de bine. Ba, ba, ba. Let's go! Asta este noastră casă! Bombă? De ce zici bebeu bombă? Bă, nu vă bucurați la bombă! Nu, 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 fără bombe, fără! Explozie nucleară! Nu! Fără bombe! Kidnapilor, cum adică bombe? Tu ce zici? Mașină! Da, 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 bravo, la pro, bravo, 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 mașină, mașină! Eu zic tank! Bine, bă! Mamă, o să face mașini și bombe, cred. L-a pus pe ăla să facă? Ăla face prăjituri! Ce mă, se întreabă toți, what? Cu aică prăjituri? Păi sunt bune prăjiturile. Băgați la stomac. Yeah! Kidnap, evoluăm, cea mai tare civilizație din lume. Artificii! Cum o inventăm artificii deja, what? Asta marca pro... Zâmbet cu artificii la mulți ani. Mă pune să fac mașină, du-te mă. Mașina asta o să fie tare. Uite, poți fa mașină. Asta o să fie mișto rău. Ta-da! Mașina de război foarte bine făcută. Ia vedeți-o cu roși gigantici. Mai trebuie să dăm o culoare și ar trebui să fie gata. Am prea multe culori și nu știu pe care să o aleg. Asta este mașina mașina de clop, ce asta? Nu arată rău culoarea asta. Cred că culoarea asta este foarte bună de aur și pare metalic. Eu zic că arată destul de bine și o să-i punem numele Kidmobilu, pisicuța, miau. Trebuie să fac cu rechiuțe, că Kidmobilu, eu ratez așa ceva, cum să nu fac cu rechiuțe? Astea sunt rechiuțele mele și că-i grele. I-am pus niște chestii de asta de curent. Dar astea ar trebui să fie urechiuțele, cred. Adică nici eu nu știu. Că le facem așa mai subțiri. Da, e cam ciudățel, nă? Kidmobilu este gata să înceapă civilizația. Familie, am evoluat astăzi. Te-am adunat aici pentru a sărbători evoluția lui Kidnap. A venit mașina de teren cu tunuri pe ea. O să trag, o să facă pe tot zob. Yeah, baby! Ne-am făcut case și nebun, vedeți cum arată? Ok, acum trebuie să învățăm alt joc. Totul este diferit și trebuie să învățăm, da? Deci aici este orășelul meu. Vedeți și voi ce bine este zidit, are ziduri, mamă, și au venit de la război. Avem Kidnapii, vorbesc între ei. Oh, bă, și ați gata de război, oricând nu mai sunt în trib. Și aici avem baza principală. Și unde-i mașina, să o văd și eu? A, uite mașina, ok. Lasă-mă cum merge mașina. Oh, merge! Cât de mișto e, și mă duc cu mașina la tribul de lângă. Ah, mă duc să iau resurse. Am nevoie de ulei, cred. De geyser. Ok, mașinuță, asta văd. Mamă, ce mișto, uite cum merge. Am mașinuță, mă, condusă de Kidnap. Ok, mașinuță, tu vii să iei materiale de aici. Deci tu pune-te să strângi gaz ca să avem la bază, să avem curent, da? Haide, vă sună, că vine o mașinuță. Ia, uite-o. What? A pus un aparat. Mamă, cât de greu să fie aici. Du-te, mă. Și asta generează banii continuu și o trebuie să am cât mai multe să le apăr să nu fie atacat, ok. Ai văzut un geyser aici, uite-l, bam, luăm geyserul ăla. Învățăm, învățăm și ne extindem. Și acum pot să construiesc următorul lucru. Pot să fac o mașină sau pot să construiesc chestii, ok, să construim. Doamne, câte pot să fac, pot să fac case, pot să fac entertainment, adică un show, ceva, să distreze. Apoi pot să fac o fabrică, tunuri, să apere baza.
Avem mașini, bărci. Doamne, cât de tare o să fie. Cred că asta e cel mai tare stagiu, cred. Și pentru a face o casă, trebuie să o construiesc de la zero. What? Ta-da! Am construit chestia asta, mi se pare destul de drăguță. Hai să o punem. Domnilor, prima casă în oraș. Să vină mai mulți oameni la mine la oraș. Hai că e și bine, arată chiar bine. Pune și niște copăcei drăguți de ciuperci. Așa arată mai tare ciupercile, că așa am făcut și clădirea. Și acum chiar ne trebuie să nu mai arate ca din trip. Trebuie să fie un gentleman, să fie un domn adevărat. Ok, îl dezbrăcăm complet, aruncăm tot de pe el. Chiar ne pune, îmi pare rău, dar armura se duce la gunoi. Nu mai avem nevoie de armura aia, că nu mai ești în tribosul, ok? În primul rând, gentleman, tu o să fii domnul gentleman, da? Cu pălăriuță foarte înaltă și foarte largă. Tu ești Catnap cu pălăriuță. Ta-da! El este Catnap civilul. Doamne, cum arată. Bă, de ce protestați? Bă, familion! Uga, 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 vor să distreze, n-au distracție aici. Ho, bă, ho, 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 că facem acum distracție. Trebuie construită de sigur, ok, să începem. Gata și locul de joacă, sper să vă placă. Asta o să fie nouul nostru loc de joacă. Gata, că non-stop se ceartă. Bă, 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 nu-mi place, bă, bă, bă. Să le punem distracție. Ok, se pare că au o dungă verde și trebuie să conectez cât mai multe să se distreze, ok. Am să o pun aici, că se conectează și la clădire și la casă. Să vină să se distreze aici, în direct, ia uite-i. Mamă, când e cu verde, cred că e de bine, nu? Ai luat geyserul, boss? Ok, l-a luat, trebuie să o să facă bani. Gata, fabrica! Fabrica, poate să și apere, deci poate să și apere. Și ca să vă explic mai clar, practic, noi avem pământul real aici. Deci vedeți că am niște triunghiuri fix aici care nu sunt colorate. Și practic triunghiurile acestea sunt geysere în care poți fa bani. Și cred că alte civilizații vor fi pe alte insulițe. Uite-l pe Huggy Gigant, săracul, încă a rămas la trip, nu cred. Deci Huggy Gigant a rămas la trip și se bate cu ceilalți Catnap care n-au vrut să vină cu noi. What, ce este? Ăștia suntem noi? Ăștia sunt Catnap de la țară, cred, că n-au bază, ei stau aici la camp, what? Rescue un Huggy Gigant, aveți grijă. Am construit o fabrică pentru că putem să punem și fabrică și cred că o să putem să creăm niște tehnologii foarte tari de a invada toată planeta, cum ar fi tankuri, avioane, bombe și multe altele. Asta o să o pun aici și o să-i facă triș pe oameni, vedeți că are o față tristă și asta o să-i cam supere, dar n-am ce să le fac, aia ne mai supărăm și noi. Ai cumpărat o mașină, să avem două mașini, ca toți simată ca să pot să mă apăr asta, să mă ducem partea de jos și va la geyser, să facem bani. Acum foarte important e să facem bărcuțe, să mergem pe apă și să cucerim celelalte insule. Asta este misiunea actuală. Domnilor, evoluați, vă rog, am o nouă bază. O construit o nouă bază, domnii mei. Sau stai, ăștia sunt inamici. Nu pot să cred, sunt rebeli. Ăștia sunt rebeli din Catnapii mei. Au plecat din baza noastră și au făcut alt trib. Putem să fim aliați cu ei sau... Oh my god, sau să ne batem cu ei. Cred că o să mă aliez că suntem pe aceeași insulă, uite-i. Doamne, sunt Catnap rebeli. Catnap rebeli, ia uite-i, se joacă. Bă, Catnapilor, ce mașină au? Am văzut mașina. Ia uite ce mașină au, tank. Ok, cum împărțim resursele, că o să avem probleme. Trebuie să facem pace cu ei neapărat, cred că o să fac pace. Domnilor, nu atacați, că vine o mașinuță. Nu atacați, am oprit toate atacurile. O să ne batem pe gaz. Asta e o problemă. Mașina, trebuie să faci pace cu ei. Trebuie să faci pace cu ei, te rog. Hai să facem pace cu Catnapii rebeli. Trebuie să facem pace, hai. La pace, la pace. Putem să le dăm cadou, să vorbim cu ei sau să-l capturăm. Ok, o să vorbim cu ei. Hai să vorbim. What? Ăsta-i șeful lor. Salut, ce vrei de la mine? Putem să zicem trei variante. Să zicem că iubim, să zicem că sunt niște nimicuri, să plece de aici sau să le dăm un cadou. Ok, o să zic următorul lucru, că sunt de treabă și foarte tari. Ha-ha, ce tare ești tu! Du-te, mă, tu mă, e la mișto, poate vă capturez. Hai să le zicem că le dăm cadou. Am un cadou, 1000 de bănuți. Ok. Trebuie să le dau bani să le câștig pacea și am dat prea puțin, ea fac greva acolo, bun. Hai să facem acum o bărcuță să mergem pe apă. Cum o construiesc? Ha, barna, aveți voi vreo idee? Bărcuța peștolui, așa zic, este un pește care este barcă. N-ai mă cum să dai greș cu așa, e cea mai tare barcă. Ia uite, avem bărcuță. Doamne, cum arată bărcuța peștișor, uite-o. Salut, ești de pește, cum face peștele? Suntem atacați, suntem atacați, a apărut un trimno roșu aici, cineva a venit, uite-i. Mă, uite-le turnul, văd. Baza roșie. Ăștia trebuie atacați. Oh my god, o să vă capturăm. La război toate navele la război. Să capturăm orașul. Cred că n-au nimic, nu poate să apere. Culoarea roșie, alți Catnap falși, uite-i. Fac protest împotriva mea să mă dărâme. Băi, eu sunt șeful galaxiei, da? A început războiul? A ajuns mașina mea. La război, uite cum trage. Boom, boom, dărâmă-i, bă. La putere cu Catnapii mei, nu ăștia că de niște falși. Toate mașinile la atac, domnilor. Să creăm o armată gigantică. Oh, salut, domnilor, salut. Toată lumea să face mașini, 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 mașini. Cât mai multe mașini și mașinile acestea vor merge la război. Hai la război, domnilor, avem 5 mașini. Capturăm orașul, la război. Toți, bă! Boom, boom. Bă, este atacat altă mașină.
La război, la război, la război, domnilor. Mașina noastră câștige două mașini versus una. Sigur câștigăm, nu? Ia uite-l. Te tragă cu bombe. Mamă, e nervos. Nu te-ai enervat, boss. Plouă cu bombe pe el, n-are nicio șansă. Chiar netrădători, voi mă trădați pe mine, mă? O să vă capturez tot orașul și nu o să mai trăiți. Dărâmați, mă, tot! Orașul roșu, să cadă! Ia că a venit și barca să tragă. Nu știa că și barca poate să tragă, uite. Aproape capturăm orașul, mai are puțin. Acolo sus de tot, putem să vedem, uitați-vă sus de tot. Are o bară aici, când se încarcă bara, am capturat orașul. Cred, acum nu mai știu exact. Dărâmați tot, uite cum mor Kenny, pe-a murit. Mamă, e haos, uite cum mor. Panică, panică, panică! Panică! Am capturat orașul. Am capturat orașul. Pe caz mă dă pe insula mea. Kenneth Trădător de astăzi face ce zic eu. Eu sunt regele adevărat de această galaxie. Eu sunt emperorul, da? Ați auzit, Kenneth Roșii? Bravo! Mi-a ridicat o clădirea mea. Cred că modific clădirea, că asta cam urta aia, nu? Adică e cea mai urâtă clădire ever. Mă fac de râs. Let's go, baby. Hai să construim și aici, pentru că avem nevoie de formator. Avem nevoie de căsuțe. Construim case. A, are deja case. Facem o casă. Facem un loc de distracții. Uite, locul de distracții fac acolo. Facem încă o casă. Uite aici. Încă un loc de distracții. Și apoi încep fabricile. Ridicăm două fabrici. Boom, boom. Două fabrici ridicate să facă bani. Și apoi venim cu tunuri să apere baza. Deci facem niște tunuri să nu captureze nimeni noua bază. Sper să se descurce singură baza asta fără să se ajutată de mine, că eu nu am timp să o ajung, n-am timp. Alt trib! Eu uite-i pe ăștia ce casă mică au. La atac! Nu mă interesează! La atac! Chene trădător! Chene trădător! La atac acum! La atacăm, da, capturăm orașul! Mov, sper că te-ai decis! Da, ai văzut cum toți mor! Ce face ăsta? Vrea să vină să facă pace! Mov, ai grijă că eu i-am bătut pe toți până acum! Sper să decizi și ne aliatul tău cu adevărat! Să facem echipă împotriva lor! Da, hai să facem altă clădire! Aceasta este baza oficială. Eu zic că este destul de bună. Este ca un loc de joacă aici, locuiește Kenneth, pentru loc de joacă. Am modificat și căsuța, am făcut-o și pe asta loc de joacă și acum avem un oraș full de loc de joacă. Mai trebuie și fabrica și avem full loc de joacă. Ta-da! Doamne, cât de tare! Deci tot orașul meu este un loc de joacă. Uitați-vă și voi, te spari de râs, n-ai cum. Cum merge invazia mea? Domnilor, Mov, pleacă de aici, Mov, să nu te prind. Mov, Mov, dispar de aici. Uite-l pe Mov ce face. Vine mașina lui Mov în intervenție. Băi, sper că tu vii să faci afaceri cu mine, nu cu ăsta. Băi, pleacă de pe teren, ce faci? Tu nu vezi că e invadat, sărac... Mamă, bubui casa! Săraci, cât de greu să invadează orașul ăsta, se invadează greu. Domnule, pleacă de aici, Mov. Mov, tu o să o pățești grav. Dărâmați, cât de pifași, care n-au trădat și n-au luat tot, familiile, copiii, tot. Dărâmați-i! A găsit că la mine totul merge bine, mai faci niște mașini. Doamne, armata! Mov! Nu mă interesează, Mov. Trebuie să-l dărâmăm pe Mov, să avem baza lui. Deci insula asta, cine stă pe ea, invadat. Poate facem alianță cu altele, dar aici... Ok, la invazie, la invazie. Mașinilor la invazie. Am deja 10 mașini. Nu mă poate bate nimeni. Invazie, let's go. Deci acest oraș a fost capturat. El era un oraș economic și poți face economic să facă bani sau militar să facă mașini și tancuri la război. O să fie un oraș economic care o să producă bani. Asta este misiunea lui. Orașul acesta va face doar bani non-stop. Bun. Și pentru a face bani avem nevoie de fabrici, da? Deci avem nevoie de foarte mulți fabrici. Foarte mulți fabrici, doamne. Foarte multe fabrici. Una o să facem acolo, încă o fabrică o facem aici. Și o să fac o casă la mijloc ca să poată să linkuiască să facă mai mulți bani. Loc de joacă, să nu se supere foarte tare. Deja am făcut un loc de joacă. Și mai facem o căsuță acolo. Sau? Unde să fac casa? Nu știu. Uite, o fac aici. Și apoi facem un loc de joacă după. Toate mașinile adunarea, că avem o problemă cu Mov. Mov n-a vrut să facă pace cu noi, mi-a luat și banii. 1000 de bani. Trebuie să-i invadat. Pot să cumpăr orașul. Cum să-l cumpăr, mă, că-l invadez în secunda 2. Da, Kenneb nu prea poate să facă pace. Am încercat să fac pace cu ei, n-au vrut. Aia este, dacă eu am încercat, ce să mai fac? Pace am vrut să fac, n-au vrut domnii. Aia. Doamne, cea mai mare invazie din toată lumea. Uitați câți vin. Bă, ce vrei, ce vrei? Mi-a dat ofertă, s-a speriat. Eu ți-am spus, a văzut cum a murit-o. Deci spune-mi pe următor. Vrem să facem o afacere cu orașul lui Kedne, poate mașini pline de bani și îți primim o taxă, mereu pentru tine o plătim ca să ne lași în pace. Aha, accept, Kedne, mă, bravo, știi să negociezi, erau banii tăi și o să-mi plătești taxă zilnic. Da, să nu te mai aud dacă mai mă super vreo... Gata, opriți atacul, opriți atacul, domnilor, opriți atacul. Atacul se oprește, că am făcut pace cu echipa Mov, o să ne plătească taxă zilnică de protecție, da? Taxă. Ia uite ce bucurie e, că am capturat toată insula. Yeah, dați cu artificii. O deblocăm avioane curând. Uitați-vă, avioanele costă, trebuie 4 orașe și avem avioane. Din păcate nu pot face echipă cu echipa Mov, n-am, trebuie să-i bat neapărat. Dacă îi bat, evoluez să pot să am avioane și să merg pe toate insule. Mov, îmi pare rău, te trădez, îmi pare rău, n-am ce să fac. Dacă nu te capturez, nu pot să evoluez, nu știu, mi se pare incredibil. Eu vreau să fac pace, dar nu mă lasă jocul. Deci trebuie să capturez 4 orașe, am 3 capturate.
pentru a putea face următorul pas de a avea avioane. Loivozi, ia uite-i, bă! O plecat Kendep la talent, vă iubesc, domnii Kendep, la război, domnilor! Trage de la și 3, 2, 1, fire, fire, fire! Bum, bum, bum! Doamne, ce mișto trage, uite-i! N-au nicio șansă să răcuți! Uite cum s-ar Kendep pe sus, trădătorii! Săracii ăștia stau să fie atăcați, mă simt prost! Săracii nu se așteptau să fie atăcați, uite câte mașini am! Trageți, domnilor, mașina galbenă va distruge tot. E panică mare în orășelul acesta. Se numește orășelul Oplem. Oplem se numește, what? Pică tot, plecați în panică, țipați, țipați. Aaaa, de mi bădă, și ne bădem. Nu o să muriți, Kendepilor, o să reveniți doar sub controlul meu, îmi pare rău. Capturați orașul, domnilor, să pice orașul, bum, 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 bum. Yeah, a picat orașul, domnii mei. Domnilor, vă predați mie, de acum faceți ce zic eu, când zic eu, toți banii voștri sunt banii mei, bine ați venit în familie. Kendep, ce-i real, nu ce-i faci, bă. Pop, yeah! Haide să evoluăm cu o nouă invenție, avionul! Avion cu motor, ia uite-l, bă, a plecat avionul, bravo, Kendep, l-ați inventat primul avion. Bine, bă, ce zboară avionul, ia uite-l, let's go. O să e un oraș militar acesta, vom face armată de aici. Asta este un oraș militar, facem bază mare, să facem armata, e mai mare. Toate mașinile, toate mașinile, o să scoatem mașini. Da, să ștergem niște mașini, le-am șters pe toate. What? Și începe producția de avioane, avioanele reale încep de aici să plece. Deci de aici se dă startul la avioane. Bun, hai să facem un avion al nostru propriu, ce avion să fac? Acesta este avionul pe care l-am creat, eu zic că arată destul de tare și vom crea câteva. Mamă, full avioane, uitați-le cum arată. Astea sunt avioanele, da? Și astea poate să invadeze un oraș într-o secundă. Ia vedeți-le și poate să meargă peste apă, logic. Ia să le vedem pe avioane. Uite-le, bă, că zboară. Du-te, bă, prea tare, prea tare. Dacă vreți următorul episod de spor, abonați-vă și vom continua evoluția. Hihi.